Da, deci asta o să fie în română. Acum trebuie să fug rapid până la poștă și vă zic mai încolo de ce refac vlogurile în limba română. Horror la poștă, 1992. Iar acum mă duc la F64 la o prezentare Audio Technica. Își vor prezenta produsele lor, soluții de înregistrare audio, mă rog, microfoane, căști de control. Este foarte interesant asta pentru că eu întotdeauna am considerat că pe parte de video, chiar dacă faci conținut video, sunetul este important în egală măsură cu partea de video, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă n-ai un sunet ok, na, hai să vedem ce se întâmplă la F64. Hai că am ajuns și la chestia asta. Dan Pricope e tras la răspundere pentru rezultatele dezastroase de YouTube. Deci până începe toată nebunia aici, am gândit să fac un test cu microfonul ăsta. Dacă ai face și tu focus rapid, ar fi minunat. Eu în momentul ăsta trag cu Rode, cel mai ieftin microfon de la Rode, sărăcia de 300 de lei de fâsie înfiorător. Și o să bag fix acum în microfonul ăsta să văd dacă e vreo schimbare. E bine, am mutat pe microfonul ăsta de la Audio Technica, stai să văd ce e. AT8024, whatever, dar vorbesc fix la același volum și chiar sunt curios acasă când o să ajung să văd dacă e vreo diferență colosală. S-ar putea ca diferențele să le simți într-o cameră unde nu e deloc zgomot și n-ai zgomot ambiental. Bă, mișto la Audio Technica. Foarte mișto prezentarea, mai ales că pe zona de sunet, cum am zis mai devreme, sunetul e foarte important pe video, că dacă sfâsie vântul în camera aia de vlogger ce e și ți-a dus dracu tot. Ce mișto de la Audio Technica e că au foarte multe microfoane în funcție de ce vrei să înregistrezi. Fie că vrei să înregistrezi afară, fie că vrei să înregistrezi înăuntru, muzică, voce, whatever. Așa, de la Audio Technica au o grămadă de soluții pe partea asta. Eu am zis, am un microfon Rode cel mai ieftin, cea mai mare sărăcie pe care mi-am cumpărat-o vreodată, care fâsie îngrozitoare, are hiss-ul ăla de background, dar o să vreau să încep să testez de la Audio Technica, mai ales că am văzut că sunt mulți. Și chiar, by the way, o să vă las un link mai jos, unde puteți verifica fiecare artist din industria muzicală ce echipament folosește, vorba de microfoane, căști, absolut tot. Mi se pare foarte interesant și sunt mulți artiști care chiar folosesc Audio Technica și ar merge să testez ceva de la ei. Lumina asta mai interesant. Ah, da, și este super wide. Aha. Pot să-l țin și mai normal dacă e pe ăsta. Acesta e un Samyang de 7.5, dar e un pic cam prea wide asta, dacă îl țin drept așa. De fapt nu e wide, este chiar fișa asta, dar e interesant. Da, deci care e treaba cu engleza? Că am tot pus conținut în limba engleză și a fost câțiva oameni care m-au întrebat de ce postez în limba engleză. Și asta e un episod în limba română, tocmai ca să explic chestia asta. Din punctul meu de vedere, conținutul pe YouTube în România se rezumă doar la acea zonă de entertainment, nu știu, gen Smenta, Mikey H, Tequila. Care nu zic neapărat că e o zonă rea, ci pur și simplu nu e o zonă în care să mă regăsesc eu și mulți alți vloggeri. Nu pot să fac genul ăla de conținut și nici nu vreau să fac genul ăla de conținut. Drept urmare, consider că informațiile pe care pot eu să le transmit mai departe, aș vrea să le transmit să fie accesibile absolut oricui. Pentru că pe zona asta de video aș vrea să mă duc cât mai mult pe partea de fotografie combinat cu travel. Și orice înseamnă limba engleză, cred din punctul meu de vedere că îți creează o deschidere din ce în ce mai mare în a lucra cu oameni din afară, nu doar din România, știi? Și da, asta e motivul. Drept urmare, o să vreau să rămân în continuare pe conținut în limba engleză.
O să vreau să mă obișnuiesc din ce în ce mai mult, pentru că încă nu sunt eu extrem, n-am eu o lejeritate cu mine pe chestia asta de engleză. Asta pentru că am văzut că sunt destul de stiff, în sensul că nici nu pot să fac glume, nici nu pot să vorbesc foarte lejer, mai am de lucrat acolo, dar simt că pentru mine e un challenge mai mare să creez conținut în limba engleză, chiar dacă asta înseamnă să pierd din vizualizări, să pierd oameni care s-au obișnuit cu mine făcând conținut în limba română.